Meci de maximă importanță mâine la Cugir în economia promovării. În etapa a doua play-off-ului seriei a cincea din Liga a treia, metalurgistul Cugir întâlnește formația Național Sebiș, principala contracandidată în lupta pentru promovarea în eșalonul 2 al fotbalului românesc. În prima etapă a play ului favoritele la promovare au evoluat pe teren propriu și au obținut victorii în linie. Iată rezultatele. Metalurgistul Cugir fece Municipal Baia Mare 1-0, Național Sebiș CS Oșorhei 2-0 și Șoimi Pâncota CS Ineu 2-0. Runda a doua programează mâine de la ora 17, alte trei partide, derbiul jucându-se în orașul de la Poalele Drăganei, acolo unde liderul la zi, metalurgistul Cugir, întâlnește formația de pe locul 3 Național Sebiș. fece Municipal Baia Mare CS Ineu și CS Oșorhei Șoimii Pâncota sunt celelalte două partide ce se vor juca vineri. Înainte de această etapă, clasamentul play-off arată astfel. Locul 1, Metalurgistul Cugir, 23 de puncte. Locul 2, Șoimii 20 de puncte. Locul 3, Național Sebiș, 20 de puncte. Locul 4, CSI Neu, 12 puncte. Locul 5, CSO Șorhei, 8 puncte. Și locul 6, FC Municipal Baia Mare, 7 puncte. În condițiile în care trei echipe din cele șase sunt din Arad și două dintre ele, Național Sebiș și Șoimii Pâncota, sunt implicate în lupta pentru promovare, iar a treia, CSI Neu poate fi un arbitru important în jocul rezultatelor, metalurgistul Cugir nu trebuie să facă niciun pas greșit. Ca atare e obligatorie o victorie mâine, reușită care ar duce echipa Cugiriană la șase puncte distanță de Național Sebiș. Alba TV va fi și mâine alături de frumoasa și valoroasa formație Cugiriană, cu speranța unei izbânzi care să aducă bucurie în inimile suporterilor din Cugir și din întreg județul. Registrarea integrală a partidei o veți putea urmări luni 28 aprilie de la ora 19 în cadrul emisiunii din Voleu.